Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu și al dumneavoastră este domnul inginer Andrei Ion, primarul Comunei Ismăieni. Primarul cu 7 sate, primarul care are o sarcină deosebită în Ismăieni, o comună bine cunoscută, o comună binecuvântată, o comună cu o fântână recunoscută, o comună în care oamenii pe care îi cunoșteam eu erau extrem de gospodari, o comună care trebuie revitalizată. De aia spuneam că domnul primar Andrei are o sarcină cu totul și cu totul deosebită și un mandat extrem de greu. Când vorbesc despre revitalizare, mă gândesc atât la partea umană, cât și la partea economică. Nu mai vorbesc de partea administrativă. Partea administrativă din care ați apucat să spuneți câte ceva. Partea umană depinde puțin de dumneavoastră, mai mult de ceilalți. Dar, până la urmă, primarul unei comune rămâne primul gospodar al comunei și vrei, nu vrei, oamenii trebuie să-i urmeze exemplu. Legat de partea economică, aici primarul am putea spune că este singur. Și aici trebuie ajutat atât de oamenii de comună, din comună, cât și de investitori, cât și de asociații și grupuri de acțiune. Mai ales că s-au inventat aceste grupuri de acțiune locală, grupuri de acțiune locală care își au menirea de a canaliza câteva activități, astfel încât în comună să mai existe câteva locuri de muncă. Ba un coafor, ba o brutărie, ba nu știu mai ce, astfel încât să dea viață comunei și să îi facem pe oameni să se statornicească, să rămână acolo și să muncească exact ca pe vremuri cu sufletul pentru comuna lor și pentru ei. Deci cam asta ar fi misiunea dumneavoastră. Cel puțin așa o văd eu și cred că la fel o vede pe scurt, că de da. Vorbărie putem să facem multe. Corect. Așa. Spuneți-mi, cu ce v-a sprijinit Galo? Păi, în primul rând, Ismăieniu, din păcate, nu face parte din niciun GAL. Deci noi am luat legătura cu GAL-ul Drumul Vinului din, cred că, august anul trecut. Ni s-a spus că pentru mandatul ăsta de până în 2014, până la începutul în 2014, nu pot. Ei au deja constituit GAL-ul, au numărul de, de locuitori aferent GAL-ului respectiv, au suprafața aprobată de cei de la guvern și nu pot în niciun fel. Da, dar rămân acum surprins de faptul că nu faceți parte de niciun GAL, mai ales că este cel din Câmpia Buzăului. Da, practic, da, sunteți la limite între Câmpia Buzăului și Drumul Vinului. Exact. Vreau să vă spun că și o chestie care până la urmă ar trebui să nască sau să nască în mintea noastră, în primul rând, un mare semn de întrebare. Mă uitam pe harta galului cu Câmpiei Buzăului și vreau să vă spun că suntem o enclavă. Adică suntem înconjurați de comune care aparțin galului ăstuia și noi nu suntem. Și asta pentru că vechea administrație a considerat că nu e necesar. Și din punctul ăsta de vedere vreau să vă spun că chiar cineva de la, deci nu de la ECOU, de la Drumul Vinului, spunea că au mers la precedenta administrație și li s-a spus, bă, eu am bani suficienți, n-am nevoie de banii voștri. Adevărul e că de la Drumul Vinului și până la Ismăieni, 3 km,
Da. De la Costeș, practic, e la limită. Da, da, da. Și în partea asta, la altă, iarăși e la limită cu Câmpia Buzău. Deci sunt 6 km până la Costeș și 8-17 km până la Pogoanele. Până la Pogoanele. Deci sediile ambelor galuri. Acum am vorbit acum o lună și cu unii și cu ceilalți. Au zis că e posibil să se schimbe și din regulamentul de funcționare al lor. Și la momentul respectiv vor să... Și am impresia că trebuie o serie de documentații dacă nu s-a intrat de la început. Nu, nu e o problemă asta. Problema este să fie ei de acord. Pentru că deci toate comunele care sunt în gal trebuie să fie de acord să ne ia și pe noi. Și mai e o chestie care ne reține să facem și altceva. Faptul că nu putem face parte dintr-un gal decât dacă comunele sunt învecinate. Gherăsianu face parte din galul... de la drumul Vinului și suntem vecini cu ei. Brădeanu, cu Pogoanele și Ținteștiu fac parte din galul ecou cu Câmpiei Buzăului. Deci altundeva nu putem merge. Da. Este păcat pentru că s-au pierdut niște bani. Corect. Bani exact veniți pentru ceea ce discutam un pic mai înainte. Pentru că unii au inventat acum câțiva ani de zile, bine, chestia asta este veche, dar au inventat și la nivelul județul Buzău întreprinderile sociale. Întreprinderile sociale care sunt acele mici societăți despre care vorbeam, o cofetărie, o patiserie, un atelier de coafură sau nu știu ce. Dar unii ar spune... Da, da, avem frizerul, avem o coafeză în sat, dar nu sunt condițiile realizate pentru ca oamenii să-și poată desfășura activitatea într-un mod firesc. Ei, nu. Acum, coafor avem, frizerie avem, farmacie avem, spre exemplu, sunt mici întrebări, dar... Asta sunt chestii punctuale, deci o societate care are un angajat, poate că e chiar un PFA, deci nu are decât un singur angajat. Deci nu discutăm de activități care să presupună angajați de la 10-20 în sus. Înțelegeți? Deci totul se răsfrânge, totul are mare legătură cu societățile agricole și dacă tot am ajuns la societăți agricole, e un mare... câștig faptul că anul ăsta a fost o recoltă nemaipomenită la toate culturile, faptul că încet, încet, de la an la an se comasează terenurile, din păcate se comasează doar la nivel fizic, pentru că efectiv în titluri de proprietate, în cadastru, nu se poate face chestia asta, pentru că s-a făcut o mare, mare nu știu cum să zic, un lucru ne la locul lui, să spunem. Atunci când s-au împărțit terenurile și s-au făcut titluri de proprietate, unuia care a avut, și așa a fost concepția omului de atunci, unuia care a avut 2 hectare, le-a dat în 4 locuri. Imaginați-vă că agricultură de genul ăsta nu poți face. Omul ăla o să rămână cu titlul de proprietate câtă viață o avea el și probabil și moștenitorii lui și în consecință comasarea nu pot face decât fizic în teren. Ei, faptul că s-a făcut comasarea și se lucrează câte 100, 200, 300 de hectare, aduce bani celor care au reușit să facă comasare de genul ăsta. Și bani consistenți. Și am toate speranțele că cei cărora le intră bani de genul ăsta vor să se gândească și la altfel de investiții. Pentru că sunt, știu, agenții agricoli, să zicem, persoane, care încep să socotească miliard. Ceea ce e un mare lucru. Da. La nivelul județului Buzău, din câte știu eu, sunt peste 12.000 de firme înregistrate la Registrul Comerțului. Din astea 12.000 și ceva, vreo 4.000 și ceva, sunt în mediul rural, iar societăți agricole, atenție, sunt sub 10 la nivelul județului Buzău. Dumneavoastră puteți să vă considerați fericiți că aveți una dintre cele mai mari societăți agricole din județ pe raza comunei. Corect. Deci vreau să vă spun că, spre deosebire de mare majoritatea fostelor CAP-uri, așa, care s-au desființat, în mare majoritatea comunilor din
din... Nu s-au desfințat, așa, s-au lichidat. Mă rog, s-au demolat efectiv, deci... Știu situații în care a rămas terenul neted acolo. Înțelegeți? Deci s-a stricat și grad și tot și n-a rămas decât pământul acolo. Deci la noi nu s-a stricat nimic. Ceea ce e un mare lucru. Acum, părerea mea este că ar putea merge și mai bine societatea respectivă. Merge bine, au scule și au luat utilaje acum performante și mulți și-au luat utilaje performante. Dar cred că ar merge și mai bine. Ar putea merge și mai bine. Da. Legat de economia rurală, s-au făcut o mie și una de studii. Fie nu vorbesc de minister, nu vorbesc de prefecturi, sunt asociații și este bine că s-au făcut aceste studii, că există anumite direcții, anumite orientări pentru dezvoltarea economiei rurale. Se pare că restructurarea agriculturii și revitalizarea economiei rurale pot constitui pârghii importante de dezvoltare în mediul rural. Mai ales că agricultura a fost întotdeauna pentru România sau pentru județul Buzău una dintre ramura cea mai importantă și cea mai la îndemână, cea mai palpabilă. Corect. Cu care ne puteam desfășura. Corect. Agricultura poate susține, poate fi restructurată, poate susține activități adiacente pe rasa unei comune, activități care, la rândul lor, pot susține partea de agricultură. O conlucrare între agricultură și celelalte domenii. Da, acum, vedeți dumneavoastră, noi discutăm de societăți care s-au constituit în domeniul agriculturii și cărora le merge bine. Din păcate, asta este economia de viață. Deci sunt ani în care nu faci producție și există preț, sunt ani în care faci producție și nu există preț. Da, asta ține de bucătăria internă a fiecare. De discutat este faptul că în cadrul societăților respective sunt puțini oameni care lucrează. Restul, tot șomeri și tot acasă. Înțelegeți? Asta este o mare durere și un mare neajuns în ceea ce privește populația de la sat. Lucrurile nu se întâmplă în felul ăsta numai la Smeeni. Lucrurile se întâmplă cam în toată țara. Sau, mă rog, hai să zicem în tot județul, să nu zicem mai mult, mai departe. Situația este delicată. Iar, din punctul meu de vedere, nu este critică. Încă nu este critică. Da. Este o situație delicată, adică, care... Dumneavoastră vreți să spuneți că nu există un rău atât de rău încât să nu există un rău și mai rău, nu? Să nu există un rău și mai rău. Și pentru a evita acel rău și mai rău, nu avem ce face decât să îi mișcăm pe oameni. Să îi mișcăm în sensul de a avea ce munci. Când aveți un liceu pe raza comunei. Da. Un liceu care scoate specialiști. Nu mi-amintiți de liceu. De ce să nu vă amintesc? Scoate, venirea lui este de a scoate specialiști exact în domeniul agriculturii. Nu, deci nu mi-amintiți de liceu pentru că liceul ăla din 20 de copii care au dat bacul, au luat 3. Înțelegeți? Adică eu am micut semn de întrebare vis-a-vis de... Da, asta e altă... Vis-a-vis de ceea ce spuneți dumneavoastră cu oamenii și cu... Da, menirea noastră este printre altele, și am și spus lucrul ăsta, să ajutăm oamenii să-și creeze locuri de muncă. Surse de venit, mai bine zis. Ei, știți cum spunea Goethe? Egoismul este izvorul vieții. Deci oamenii ar trebui să facă de așa natură încât să facă ei, să aibă ei inițiativa. Și să vină la primar și să-i spune, băi, eu vreau asta. Cu ce mă poți ajuta? Atunci da. Deci, menirea primăriei nu este să creeze activități economice. Menirea primăriei este să ajute orice investitor, orice om care... Deci, dacă vine un om cu o idee să facă ceva în comuna aia și îmi cere, nu știu, un lucru pe care el nu-l poate...
Vreți să vă spun că am făcut i-am rugat eu să-și facă PFA-uri. Dădeau cu mistrie. Și zic, fă-ți mă un PFA. Fă-ți un PFA, găsești de lucru. Nu știu, la un SRL, la un nu știu ce, omul ăla își decontează banii pe care ți-i dă ție. Da. Nu știu, probabil că încă n-am învățat să trăim periculos. N-am învățat să trăim periculos și ce voiam să aduc în discuția noastră? Așa este. Primăria nu trebuie să... Primăria are cu totul și cu totul altă menire pe raza unei comune. E, primarul, până la urmă, rămâne tot moașă comunală. Primarul trebuie să le rezolve pe toate. Iar pentru partea economică are rolul important de îndrumare. Și haideți să vă spun de ce. Fără discuții. Cum am ajuns și eu la concluzia asta? Dom'le, au venit în studioul ăsta diversi directori, diversi oameni de la diferite instituții. Și întreb, dom'le, cum aduceți la cunoștința oamenilor din mediul rural despre programul cutare? Un program de pe axa nu știu care. Păi, simplu. Trimitem la primărie. Ne ducem la primărie. E, de aici și menirea primarului. Să îndrume oamenii spre axa nu știu care, să obțină nu știu ce. Acolo n-au fost niciodată probleme. N-au fost niciodată probleme. Eu cred că există probleme și aici. Pentru că e vorba de un mesaj. Un mesaj. Oricât ar vrea primarul, oricât ar vrea și oricât de ar fi el, nu are cum să ajungă până la ultimul om din comună. Din păcate. Noastră aveți 7 sate. Nu puteți să ajungeți, să informați, să transmiteți mesajul corect până la ultimul nene dintr-un sat. Nu aveți cum, oricât ați vrea dumneavoastră. Vedeți, dumneavoastră, poate că am reușit să ducem până la ultimul, așa, să zicem, teoretic, că am reușit chestia asta. Ei, nu mulți, sau sunt destui cei care sunt reticenți la ceea ce aud. Vă dau un singur exemplu vis-a-vis de gunoi. Noi am încercat să eradicăm gunoiul pe raza comunei. Facem niște platforme numai pentru gunoi de grajd. Gunoi menajer avem contract cu RER-ul, vine și ne dea. Cheltuim aproape 1 miliard pe an pentru gunoiul ăsta pe care ne dea RER-ul. Și i-am rugat de fiecare dată, le-am trimis hârtii, avem goarne din aia pe care le-am folosit în campanie și ne ducem lunar cu ele prin sat. Să nu mai ducă gunoi de grajd la platforma de gunoi, gunoi menajer la platforma. Nu. Pamper și nailoane și de asta zic că aud una și fac alta, din păcate. Și mai e încă un lucru pe care vreau să-l amintesc, dar asta e o chestie care ține de percepția națională vis-a-vis de economie și de forța de muncă în final. Ajutoarele care se dau. Deci, vreau să vă spun că am întâlnit situații în care omul și-a vândut mașina ca să poată să ia ajutor social. Sau ca să poată să ia alimente. Înțelegeți? Adică, cred că din punctul ăsta de vedere este un mod de a ne trage în jos. Asta ne-a tras întotdeauna în jos, pentru că, domnule, nu a făcut altceva decât să încurajeze nemunca. Sunt foarte puțini care ar merita. Sunt unii care au nevoie de acel ajutor social. Fără discuții. Dar nu poți să-i dai unui om apt de muncă, nu poți să-i dai un ajutor social. Când se poate găsi de muncă? Se găsește de muncă. Mai mult, unul din nenea ăsta, un bun de muncă, zdravă, care ia bani de la ajutorul social, se mai duce și cu ziua. Da, păi, cam ăsta este sportul național. Ăsta este un sport cu ziua. Numai că mersul ăsta cu ziua sunt bani și nu puțini care ocolesc în totalitate fiscul. Partea de fiscalitate. Dar nu s-a găsit într-un sat, se poate găsi un băiat istăți care să-i adune pe ăștia. Băi frate, uite, eu am societatea asta,
veniți cu mine, eu vă asigur loc de muncă, vă fac carte de muncă și mergem și lucrăm. Spuneți-mi dumneavoastră omul ăla. Dar nu o să-l vedem. Nu o să-l vedem. Și atunci nemunca și practica asta, să mă ierte Dumnezeu, nu știu, dar... Deci nu știu cum ar putea, chiar nu îmi dau seama cum ar putea fi canalizați banii ăștia, pentru că sunt câțiva bani care merg spre ajutorul social, canalizați spre creare de locuri de muncă. Cred că ar fi mult mai... Și... Da. Eu cred că se poate face o treabă frumoasă. Se poate face. Îți dau banii ăștia. Dar nu, practic, îți dau ceva de valoare aia, dar nu îți dau bani. Nu îți dau bani. Banii ți-l scos tu. Iată ce s-a făcut în județul Constanța. Le-a dat că... Ce, bonuri de masă sau ce? Nu bonuri de masă, domnule. Le-a făcut câte o seră. Vă apucați. Eu vă dau material săditor, vă dau un specialist care să vă îndrume. Nu vă mai dau ajutorul social. Îmi scoateți o anumită cantitate, restul este al vostru. Parcă e cu totul altceva. Dom'le, nu poți să dai bani de pomană și mai ales de la stat. Acum să nu înțelegeți greșit, mie îmi convin cei de la ajutorul social. Pentru că fac treabă cu ei. Deci ei pentru banii aia prestează un anumit număr de ore la primărie. Numai că nu mi se pare firesc. Nu mi se pare firesc ca, exact ce spuneți dumneavoastră, un om de 100 de kilograme să vină la primărie să presteze un 30 de ore, 50 de ore și să ia 1.300.000 pe lună. Suma nu este mare. Tocmai de asta. Este o nimica toată, dar e vorba de partea cealaltă. În țara asta, în județul ăsta și în comună la noi, în satele din comuna noastră, sunt oameni care un leu îl pun acolo frumos pentru că știu că trebuie să ia pâine, mâine. Deci noi discutăm de faptul că 1.500.000 nu e mult. E mult. Pentru mulți e mult. Nu. Nu mă înțelegeți greșit. 1.500.000 ăsta este foarte puțin pentru un om care vrea să muncească și ar face treabă. Da. Este foarte puțin. Da. Decât să să aștept la cele 30 de ore și la milionul ăsta, 300 de la primărie, poți presta o muncă și o găsești pe rasa comunei. Dacă vrei, găsești. Clar. Sunt mulți care vor. Sunt mulți care vor, dar sunt mai mulți care nu vor. Domnul primar, dumneavoastră aveți 7 sate. Fiecare sat are specificul lui. Cu problemele lui. Nu neapărat. Da, fiecare cu problemele lui, bineînțeles. Problemele nu neapărat specific. Toți sunt preocupați de agricultură. Și de existența zilei de mâine. Și de existența zilei de mâine. Dar aveți un sat care este renumit totuși. Ia spuneți-mi. Unul despre care se tot vorbea. Nu știu, eu vorbesc de toate. Noastră vorbiți de toate. Pentru mine sunt egale toate ca valoare și încerc să fac pentru fiecare câte ceva. Da, județul Buzău este unul dintre cele mai sigure județe pe țară, din țară. Conform unor statistici, parcă este al treilea. Dar de ce vreți să discutăm subiectul ăsta neapărat? Ca siguranță din țară. Nu, este un subiect, pentru că acolo situația este delicată și am impresia că este ținută în mână. În ce sens ținută în mână? În sensul că s-au micșorat cât de cât cazurile. Da. Parcă s-a mai liniștit acea localitate. Da, chiar s-a liniștit. Vă referiți la Lucieni? N-am vrut să-i dau numele, da. Ei, da, eu vreau să vă spun și chiar o spun cu siguranță. Eu deosebire mare între legendă, să spunem în ghilimele, bineînțeles, ceea ce există acum. Mare. Adică, nu știu, poate s-a mai uniformizat hoția. Știți cum se spunea că s-au împuținat grobile din București sau, mă rog, dintr-un oraș oarecare. De ce? Pentru că s-au unit. Deci nu au dispărut, doar s-au unit.
Nu. Deci chiar lucrurile nu mai stau în niciun fel. Nu mai stau. La nivelul la care se discuta la momentul respectiv. Nu. Da. Nu, deci chiar sunt oameni deosebiți și în Lucien, fără doar și poate. Ceea ce este un lucru foarte bun. Nu, chiar am rămas surprins că m-am uitat și prin buletinul de evenimente și peste tot și în statistici și da? Totul Lucien comparativ au crescut alte de comune, da, alte localități din, din județ, dar Lucien parcă s-a liniștit, domnule. Și voiam să vă întreb ce s-a întâmplat, ce măsuri s-au aplicat sau cum s-a lucrat cu acești oameni, că totuși oamenii s-au liniștit. Păi, probabil că autoritățile și-au făcut datoria. Și mă refer la autoritățile administrației publice, la autorități în general. Deci și poliție, și justiție, și penitenciarele, și nu mai știu, nu știu care e explicația. Dar știu că lucrurile chiar așa stau. Domnul primar, acum, la sfârșitul emisiunii, spuneți-mi, vă rog, trei din obiectivele pe care mizați să le rezolvați, vi le-ați propus și vreți să le rezolvați în acest mandat. Că veți mai avea mandate multe, dar vorbesc de acest mandat. Da, deci în primul rând vreau să fac școlile toate boboc. Din toate punctele de vedere. De la poartă până la ultima așchie de gard. Pentru că sunt sub orice cred. Dacă nu le fac în mandatul ăsta, n-am făcut nimic în mandatul ăsta. A doua mare doleanță a mea ar fi canalizarea. Din păcate nu avem canalizare SF, studiu de fezabilitate, doar pentru Smeieni și Salcioara, dar asta presupune jumătate din comună. Și al treilea ar fi asfaltarea comunelor. Eu mă refer în principal la proiecte care țin, și cum v-am spus și mai înainte, pe care nu ni le putem permite noi să le rezolvăm. Restul nu le facem. Ceea ce depinde de noastră, da, nu e o problemă. Restul le facem noi. Din, cu banii. Da, discutăm și de gunoaie și de... Sunt multe, multe. Astea sunt multe, dar multe lăsăm gunoaiele. Astea mari. Deci școlile în primul rând. Școlile în primul rând. Acum chiar nu vreau să... Dar nu mai zic. Mai bine nu mai zic. Nu mai ziceți nu, pentru eu că... vreau să fac o comparație între biserici și școli. Deci bisericile sunt... arată foarte, foarte bine și e foarte bine că arată bine, dar cred că ar fi trebuit să meargă în paralel școlile cu bisericile. Adică nu zic să fie arătat bisericile mai puțin bine, ci să fie arătat și școlile măcar la nivelul bisericii. Aici aș fi vrut să fac eu o comentare, acum, dar... Chiar n-are sens niciun comentariu. Comentarii vis-a-vis de religie sunt atât de vaste încât nu o să avem timpul. Sunt alții care fac filozofia asta. Eu doar atât aș vrea să vă zic că în curând vreau să stăm de vorbă la Fântâna Tămăduirii. Da. Apropo de Fântâna Tămăduirii, vreau să vă spun că pentru prima dată eu știu, deci eu știu că n-a mai existat niciodată o sărbătoare a comunei. Pentru prima dată am făcut-o pe 28 septembrie anul ăsta la fântână, așa. Am avut așa o sclipire și m-am gândit că neapărat și de la anul neapărat facem o analogie strictă între ziua Izvorul Tămăduirii, când se sărbează Izvorul Tămăduirii, și sărbătoare, deci o facem atunci fără doar și poate, pentru că vreau să rămână întipărit în mintea cetățenilor și numai celor din comună, că la Smeieni de Izvorul Tămăduirii este sărbătoare. Este sărbătoare. Da. Practic este o sărbătoare extinsă, pentru că oamenii tot vin din multe localități la Izvorul Tămăduirii, toți sunt și acolo. Și cumulăm partea religioasă cu partea de distracție. Cu partea de distracție și atunci abia își atinge scopul. Da. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne vom revedea cât de curând, dar la locul de muncă, v-am zis. Doamnelor și domnilor, încă nu-mi iau la revedere de la noastră, emisiunea noastră încă nu s-a terminat. Spre sfârșit, veți vedea, așa cum v-am obișnuit, un scurt reportaj, un scurt reportaj cu o activitate pe care
mulți o dezvoltă în mai mici sau mai mari proporții, dar nu în calitate de specialist, ci de nevoie. De data asta, dumneavoastră veți vedea o activitate dezvoltată de un specialist ca hobby. Eu vă doresc vizionare plăcută, ne reîntâlnim peste o săptămână. Să sperăm că veți avea până atunci numai zile frumoase. Eu vă doresc să aveți atât zile frumoase, cât și sănătoase. Numai bine! Am vorbit puțin mai devreme cu domnul Crăciunescu, cu Nea Florin. Da. Despre activitatea dumnealui. Bineînțeles că dacă ar fi să pună pe hârtie și să pună cap la cap întreaga activitate, ar fi de un roman consistent și care ar putea fi lecturat cap-coadă fără niciun fel de probleme. Dar pe lângă activitatea pe care a derulat-o atâția ani, în cei 40 ceva de ani de navetă și după, Nea Florin are și un hobby. Pentru dumnealui, hobby înseamnă și viață, că fără asta nu poate trăi și cred că nici măcar nu poate dormi fără să se gândească la acest hobby. Da, acum viața m-a obligat să-mi restrâng o parte din preferințele mele și am rămas doar cu 4 rase de găini, rasă mixtă, însă mai echilibrez balanța aducându-mă și la alți crescători, prieteni de-ai mei, pe care i-am învățat să crească. Chiar și astăzi am fost și am vaccinat niște păsări la un crescător mai nou. Și, efectiv, acum 2 ani când am renunțat la toate, am vândut tot. Și prietenii s-au dus pe la târg, pe la Brașov, la expoziții, s-au întâlnit cu crescători din țară, că eu am fost și în țară, am arbitrat expoziții internaționale. Deci sunteți și arbitru? Da. Și cunosc în toată țara. Am cataloage, am aruncat multe, că sunt vechi, vă dați seama. Și au întrebat de mine, 2 prieteni de la Sinaia, domnul Mihăilescu, care are 74 de ani, inginerul Voicu are de vârsta mea, și dă, domnul doctor, unde este? L-a întrebat, păi zice, a renunțat, nu mai are păsări, are probleme cu sănătatea și la care cei doi au spus, nu se poate, domnule. Nu are cum să renunțe la păsări. O să le ia din nou, să vedeți. Și așa a fost. După 2 luni m-am cumpărat din nou niște pui, am fost iar și m-am luat din nou de ele. Asta este. Am zis, domnule, cât respir, nu pot să stau. Nu numai păsări, indiferent ce. Dar în primul rând păsările. Da, acum păsările. V-am spus, primul meu hobby au fost oile. Și îmi plac în continuare oile, nu așa. Dar nu mai am unde, nu mai pot să mai... Ați avut oi? Ce fel de oi ați crescut? Păi am avut până acum 3 ani am avut 150 de oi, 30 de capre, până acum 5-6 ani în urmă am avut și vaci, porci, am avut de toate. Așadar o fermă autentică. Da. Ei, am mai renunțat la ele, să vă spun de ce. Că zootehnia astăzi, ar fi mulți care, chiar dacă e greu să faci zootehnie, dar elementul om este în mare suferință. Adică nu mai sunt îngrijitori, domnul Didi. Nu mai sunt. Și eu m-am lovit de ei. Stătea o lună, două, când îi dădeai banii la sfârșitul lunii, se ducea să împăta și pleca, nu mai venea. Păi am scos gunoi, am mulți vacile, am mulți soi, am scos gunoi, am făcut de toate, că n-aveam cum să le las așa. Dar mai având îngrijitori, elementul om este numărul 1. Un prieten de la Luciu, fostul primar, Stratone, făcuse vreo 18 vaci. Adăpost tot, lucerniere tot. Și după 2 ani a renunțat la ele din cauza elementului om. Și aveau condițiile, făcuse camere cu televizor, cu tot, nu lipsea nici, n-aveau o casă ce aveau la el. Stați așa, televizor pentru îngrijitor sau pentru animale? Nu, pentru îngrijitor, adică avea toate condițiile, tot ce vreți. Așa. Și nu stăteau, nu le mai place să muncească. Păi, înainte aveam îngrijitorii pe care i-am prins pe la CAP și peste tot, erau oameni cărora le plăceau animalele, adică o făceau nu numai că erau plătiți pentru așa ceva, dar le și plăceau animalele, adică eu când mergeam la Boziorul, la Gurătegi și îmi spuneam, domnul doctor, nu, de vreo 2 zile vaca aia nu prea îmi place. Aveau și ochiul format pentru așa ceva.
Ia să vedem despre ce este vorba. Dar acum n-au nicio treabă. Și dacă îl angajez, să-și ia bani și atât tot. A închis poarta, a pus lacătul și pleacă. Păi dormeam, am dormit și cu capul pe birou și pe, la pogoane zile între săptămâni, când veneau viscule din alea și nu știu, când avea cu cine să las animalele. Pe urmă erau tovarășii care ziceau, tovarășul medic este și trebuia să fie acolo tovarășul medic. Spuneați că, spuneați că mai aveți acum 4 rase de găini. Da. Câte ați avut? Cele mai multe 8 rase. Plus curci, plus gâște, gâște din acele mari de carne și de pentru producția de ficat, Holmogor aduse din Ucraina, Emden din Germania. Am avut și Toulouse, dar acelea nu mi-au plăcut că aveau fecunditatea foarte slabă și am renunțat la ele. Dar astea alte le-am avut până acum 2 ani când am plecat, le-am vândut. Sper că nu le creșteți doar ca să le faceți poză. Sper că valorificați ceva din ele ca să vă puteți recupera de încheltuieli. Și încă ceva. La mine în familie, copiii, nepoții, nu știu, nu prea au consumat pasăre din comerț. Adică am produs pentru familie. Și miel, și ied, și tot. Și porc și de toate. Plus păsările. Dar pasărea din comerț ce are? De ce e mai bună pasărea de curte? Acum sunteți... Da. Și medic, asta pe de-o parte și pe de altă parte și crescători și crescători de păsări de anumite rase. Da. Păi să vă spun de ce. În primul rând, nu sunt forțate să crească. Deci, acele care cresc, care sunt în îngrășătorie și care sunt forțate la o lună jumate să facă kilogram și jumătate, astea nu. Pe mine nu trebuie să-l facă. Mie să-mi fac un kilogram și jumătate după 3 luni. Să mănânce cei de-aia, să fie libere, nu în aer închis. Ale mele, nu știu dacă zici, ale mele au rație de verdeață. Eu mă duc și cumpăr varză din piață și le dau tot anul. Și pentru la iarnă eu depozitez, și anul trecut am avut, în magazia aceea depozitez varză și toată iarna le toc varză și le dau verdeață, că altă verdeață nu am. Și asta înseamnă și gust la carne și de toate. Deci nu numai furajul combinat. Și nu sunt forțate, v-am spus. Plus că se vorbește și de hormoni și sunt convins că există așa, adică nu poți să faci carnea asta fără să fie niște hormoni, deși nu vrea să recunoască treaba asta, dar asta este. Spuneați mai devreme că sunteți și arbitru. Da, n-am mai arbitrat de câțiva ani, că dacă am fost cu ce trebuie să facă un arbitru? Și ce trebuie să urmărească? Calitățile și defectele rasei, adică trebuie să cunoști perfect toate rasele și calități și defecte, ca să știi cum faci diferența. Păi au fost situații în care aveam, de exemplu, la Orpingtonul Galben, care e una din rasele mele preferate. Țin minte, la Sighișoara, nu, la Brașov. Acum vreo 14 ani în urmă, 15. Erau 4 cocoși toți la fel. Ei, din așa trebuia să... Putem să scoatem și 2 campioni. 2. Dar nu mai mulți, rar și 2. Adică trebuie să-i găsești de unul dintre ei un defect ca să iasă celălalt sau ceva. Trebuie să aibă ceva. Și pentru asta trebuie ochiul format. Dacă n-ai ochiul format să observi cele mai mici defecte, nu ai cum să arbitreze. Nu ai cum. Apropo de ochi, aveam acum, eram prin liceu, 40 de voiajori albi. Îi știam pe toți care e părintele, care e fiul, care e fiica, ce e cu ei, să-mi las frasă, nu știu ce, toți albi. Pentru alții, pe altcineva, erau toți voiajori albi. Pentru mine, nu. Ochiul, trebuie să ai o calitate asta, adică să observi mici detalii. Da, ce mă interesează? Noastră ați avut campioni, ați crescut campioni? Da, da, sigur că da. Campioni la Porumbei sau și la... Și la Porumbei am avut când făceam zborurile. Așa, asta era prin liceu. După aceea, dacă am plecat la facultate, nu m-am mai ocupat de ei. Am plecat pe la munte, am mai crescut și acolo, dar nu mai puteam să particip la concursuri. Așa, acolo era și uliu, țineam mai mult în volieră și când ne dădeam drumul nu puteam să vin de acolo să-i aduc și iar să-i prind și nu știu ce. Iar la găini am avut mulți, nu unul, un an de zile. Iar rasa mea asta, pe spus eu, care cresc de atâția ani de zile, la Plymouth am avut cel puțin... Păi, la Plymouth-ul Bărat am rămas, că vorbeam cu cei care mai sunt la asociațiile, m-am dus la expoziții, cred că am rămas cel mai vechi crescător de Plymouth din țară. Că cei care mai erau mai în vârstă și creșteau de mai mulți ani ca mine, ăștia nu mai sunt. Și spuneau cei care sunt în vârstă, cu chiar și la Brașov și peste tot, la domnul arbitru moldovan, 97 de ani, mi se pare, care acum,
nu mai arbitrează. A fost și acum 3 ani la expoziția, 4 ani, când am făcut expoziția aici, a venit și a arbitrat. Și dânsul mi-a zis, zice, domnul doctor, cred că ați rămas cel mai vechi crescător. Zic, că eu fusese prin toată țara și știa mai ales Ardealul, că noi de pe acolo am adus păsările, practic. Că asociația de la Buzău a fost prima asociație din regat, făcută în 77. După noi au venit și au luat păsări de la noi, Craiova, Brăila, Galați, Sinaia. 3/4 din păsările lui Sinaia de la asociația Sinaia erau luate de la noi. De asta v-am spus de domnul Mihăilescu și voi cu așa mai departe, care sunt din crescătorii vechi de atunci. Și am făcut expoziții pe timpul celălalt, am făcut 2-3 expoziții în București, una în Brăila, am făcut una la Târgoviște, pentru că a zis fostul cuscru al lui Ceaușescu, Cristescu, să facem și acolo ca să... A fost o expoziție de-a noastră la București de păsări. Să facem și la Târgoviște. Și am făcut-o cu păsările noastre și Brașov a venit cu animale de blană. O săptămână a ținut în Piața Mare din Târgoviște. Păi cheltuiala lor tot. E, nu s-a lipit de ei. A rămas un singur crescător acolo și ăsta e la grădina zoologică. El, soția lui, alții nu s-au lipit. Vedeți că aici am avut mulți la asociație. Aveam 54 de oameni. Majoritatea în vârstă, câțiva erau tineri, 2-3 erau tineri, dar erau cu adevărat pasionați. Păi era cel mai bătrân, Nea Petrică Colțeanu, avea 83 de ani și a mers cu mine, duceam în excursie de aici la Brașov, la expoziție, cu autocarul. În fiecare an știam, Brașov venea la noi, că altele nu erau aici în zonă, după aceea au mai făcut ăștia așa, dar noi mergeam în Ardeal. Cu ardelenii mergeam. Nu exista expoziție în țară, rar, cine, să știu și eu să mă... Nu pot să plec, să mă lege ceva de ziua aia să nu plec. Dar altfel vedeam toate expozițiile din țară. De asta m-am spus, cunosc toată, în toată țara atâția oameni. Care sunt rasele de găini care se pretează mai mult la condițiile județului Buzău? Mă refer la condițiile din zona de dealș de munte și condițiile din zona de șes. După mine, rasele mixte. Exact astea care le am eu. Adică eu m-am orientat, deci au și greutate, ouă și foarte bine, nu sunt pretențioase. Nu mănâncă altceva decât o pasăre de curte. Și în plus ce au bun. Spre deosebire de astea de țară, pot să țin 2-3 cocoși, dacă au crescut împreună, sunt frați, ăștia nu se bat, doamne. Cel puțin la Orpingtonul Galben, aveam la un moment dat tatăl cu 4 pui sau 5 pui, nu mai știu câți erau. Și nu-i bătea pe niciunul și erau toți cu găinile la un loc. Nu se bat, nu sunt răi. Și merg și în zona de deal. Deci, la Imutul Bărat, pe care îl cresc eu de 56 de ani, Orpingtonul Galben, Sussexul, o rasă, eu am Sussexul ăsta de vreo linie asta de 4 ani. Mi-a adus din Anglia ouă. Este o linie de Sussex care are foarte puțin colesterol, atât carnea cât și ouăle. Ăștia albi, care i-a zis Sussexul, alb cu guler negru. Și am mai luat rod Islandu, care nu l-a mai avut nimeni de ani de zile. Eu l-am avut, l-am pierdut, că n-am mai avut de unde să aduc sânge proaspăt și l-am luat din nou de 4 ani, acelea roșii, vișinii. S-a mai emulțit acum în țară, dacă le-am tot vorbit cu toți și se vedește bune sunt și ouă foarte bine și nu știu ce, și au început să crească. Am un prieten, a venit el la mine, m-a cunoscut el pe mine acum vreo 7 ani, de la Călăraș. El e din București, are soacra la Călăraș, comuna Mănăstirea. Și are vreo 5 rase, dar mă duc în fiecare an la el de 2 ori pe an. Am fost săptămâna trecută la el și i-am făcut clasarea păsărilor. I le-am făcut, hai să oprești pe astea așa, intră, merge cu ele la Indagra, săptămâna viitoare, la Târgu Mare. Duci pe astea la Indagra, asta este așa, asta le oprește așa, facem așa. El nu face nimic fără mine, mă sună cu de 2 ori pe zi. Mi-a apărut nu știu ce. La mă, face tratamentele ușoare, le face el, nu trebuie să... Da. Adică v-am spus, mie mi-a plăcut și... Uitați, eu mă duc în piața noastră de porumbei, mă duc mai rar ca acum, că eu acum duminică dimineața, când e piața, mă duc la biserică. Însă când mă duc acolo, să-i vedeți cum vine în jurul meu și mă întreabă, domnul doctor, vine că ați venit, că am și eu nu știu ce. Am la porumbei nu știu ce. Cu ce să tratez nu știu ce. Și am spus la toată lumea, ce se întâmplă? Eu n-am ținut secrete niciodată. N-am ținut secrete, am spus. Și între meserie și de astea, tot. Eu am spus, domnule, că... Atunci când v-am spus eu că am avut stagiari, unul din colegii mei, nu-i mai spun numele, mai mare ca mine cu un an, doi, zice, păi frumos, ce mai l-ai adus și pe ăsta, nu știu, mai știe și ăsta ce faci? Și atunci, păi stai puțin, păi am și eu copii. Trebuie să treacă 30 de ani până să știe și el ce știu eu,
am și eu copii, poate și copiii mei o să aibă nevoie odată, și să găsească și unul ca mine să spună, să-i spună, mă, deci să treacă 30-40 de ani ca să știe și el ce știu eu. Nu! De aia aș fi învățat și cezariene și de toate care am învățat el. Și controlul gestației și de toate am învățat. Domn doctor, și o ultimă întrebare. Hobby-ul dumneavoastră s-a luat la vreunul dintre copii? La niciun. Deci nu a fost moștenit? Nu. Le place. Le plac. Bă, să le dea în farfurie, nu ală? Și să le privească. Și să le privească atâta tot. Da. Domn doctor, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc multă sănătate și sper să ne revedem cu bine în următorii 15-20 de ani, să ne vedem cu bine. Și să ne arătați mai mulți campioni. Să dea Dumnezeu. Eu sper, cu ce mai am pe acolo, tineretul ăla și cu ăsta, eu sper în iarnă, când începe expozițiile și nu știu ce, să vă arăt niște campioni. Din aia doi porumbași care i-ați văzut acolo și din aia doi alfi cocoșei, care sunt aici, unul din ei sigur este campion. Sigur. Și știți care este? Ăla care ești afară. De acolo când l-am scăpat eu la găinile mari. Ăla este sigur campion. De-aia și ieșit, ca să ne spună că va ieși campion. Vă spun de acum, ăla este sigur campion. Am mai spus la cineva, așa, cum vreo 9 ani în urmă, 10 ani, se uita la un cocoșă și era el mai așa și zice, domnule, dar ăla, zic, ăla-i campionul de la iarnă, ține minte ce spun eu, și așa a fost. Bun, da. Abia așteptăm să vedem campionul. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc și cu toată plăcerea, nu numai de hobby-urile mele și de zootehnie, dacă vrei și de agricultură să discutăm, dacă vrei și de pomi, pentru că, încă ceva, apropo de treaba asta, că spuneați de gospodari, eu am fost de o concepție și am spus totdeauna și la colegii mei agronomi și ortiuri, domnule, într-o comună, cele mai bune culturi trebuie să le aibă agronomul, să fie exemplu. Cele mai bune grădini, pomi, flori și nu știu, să aibă horticultorul, să fie exemplu. Cele mai bune animale să aibă inginerul zootehnic și medicul veterinar. Să dai și la alții, să arăți ce trebuie făcut. Așa că numai te mulțumești, sunt la camera agricolă și mă mulțumesc și stau în comun acolo și mă mulțumesc numai să iau salariu și n-am 3 găini în curte. Problema este că într-o comună nu prea mai întâlnim astfel de meserii. Așa, eu chiar le-am spus la agronom, la colegii mei agronom, foarte mulți, mulți mă întâlnesc cu ei și spun că au scurt pensia mică. Păi, dar voi sunteți vinovați, mă, de ce după 89 ați lăsat șef de asociații oameni cu 4 clase? Nu v-a plăcut munca. De ce? Păi și acum sunt atâția șefi de asociații cu 7 clase, poftim, sau numai cu liceu. Și tu, agronom, inginer agronom sau horticultor, nu te implici. De ce? Și te vaiți că, aulăi, pensia mică, nu mi-ajunge numai un curs. Nu dau exemplu. Dar unul l-am întâlnit zilele trecute și de vârsta mea. Și să vaiți acum care pensia numai 14 milioane și că nu-i ajunge și nu știu ce. Păi, dacă l-ai lăsat pe Nei Ion Dumnezeu că am uitat cu 3 luni în urmă, până la 82 de ani, să fie șef de asociație. Și el a făcut. Și era un cu 7 clase. Șef de asociație până la 82 de ani. Și el, inginer, de nu știu câți ani, nu s-a implicat. Putroși. Nu se poate. Comoditatea costă.